Bună să vă fie dimineața, frumoasă să vă fie ziua pe care o începem cu o cafea din Cana cu inorogi, mai ales că astăzi este Ziua Internațională a Cafelei. Ce m-aș face eu, ce te-ai face tu dacă n-ar fi cafeiu? Domnule, o guriță de cafea dimineața, una la amiază, ne pun în mișcare. E bună cafeaua și la inimioară, e bună și la neuroni și e bună pentru povești, pentru discuții pe care le avem zi de zi, de luni până vineri, aici, cam de pe la ora 10 dimineața. Tot în toiul alegerilor, tot în febra alegerilor, despre alegeri avem de vorbit și astăzi. Sărbătoare mare pentru cei care au câștigat, alții încă se supraveghează unii pe ceilalți, în speranța că depistează ceva fraude, ceva hoții. Că de așa este la alegeri, așa e bine să fie la alegeri, un pic de suspiciune. Ne-au furat ăștia. Știți cum e? Ca și la beție. Așa e și după noaptea de după votare. Ca și la beție. Te-ai îmbătat bine, ajungi acasă, nu știi cum, te trezești, vai și amar de capul tău și la un moment dat ajungi la portofel. Și vezi că nu mai ai niciun ban în el și zici, m-au furat ăștia. Nu te-au furat, ți-ai pierdut tu capul în euforia bahică. Ei, în euforia alegerilor, un candidat care a câștigat pentru a nu știu câta oră primăria undeva în Gorj, a ținut să sărbătorească o nouă victoria sa, urcându-se pe cal, punând lăutarii după el și făcând înconjurul comunii. Așa da petrecere. Bineînțeles că cei din opoziție au zis că nu, asta ne-au promis, ce se vede sub burtă la cal, dar mă rog, asta este o altă problemă. Undeva în Călăraș, primarul a ajuns la al cincilea mandat, a tras o petrecere cu manele și cu 100 și de persoane, toți îmbrățișați, fără norme în vigoare, fără distanțare, fără nimic, să cânte manelele, să treacă guvidele. Ei, totuși s-a înregistrat un paradox la alegerile astea. Până acum votau morții. Chiar un candidat la primăria din municipiul Cluj-Napoca a avut mai multe sute de morți pe listele care îl susțineau. Dom'le, dacă și mortul a zis, asta e, înseamnă că e om bun. Acum s-a întâmplat un paradox. A fost votat primarul care murise de către cei vii. Deci nu cei morți l-au votat pe cel viu. Da, în Deveselu, după ce s-au numărat voturile, locuitorii au mers în cimitir, pe lângă groapa defunctului primar și au tras o paranghelie și cântau acolo și strigau tare să audă primarul din locul luminat, din locul cu verdeață, domn primar, i-am bătut la fundul gol. Asta e, fiecare sărbătorește cum poate. Ați văzut, în unele localități, cu cântec, joc și voie bună, la Cluj-Napoca, idilul nostru, domnul Emil Boc, n-are vreme de muzică. Dacă era de muzică, era în toldo anul ăsta și acolo se petrecea, nu-și chema el lăutari. Ieri a dat toată ziua la lopată. A plantat 150 de copaci într-un proiect intitulat Pădurea Clujului. A mulțumit printre copaci sau dintre copaci, a mulțumit clujenilor care l-au inventat și reinventat politic. Acum, aici în Cluj n-am prea avut inventator, că vedeți voi, Aurel Vlaicu, cel care a descoperit insulina, cel care a descoperit, a inventat stiloul, n-au prea fost de aici, din Transilvania. Mai pot încerca clujene să mai inventeze, că nu a ieșit chiar ce trebuia, dar așa e bine. Vorba în Neanelul lui David, bine-i și așa. Și domnul Boc, de acolo, de după copaci, promite salarii mari pentru clujeni. Păi dacă trebuie salarii mari, că o să crească și facturile. Numai în Cluj să nu fii, să ai grijă facturii, mă. Tot mai mari facturile și acum, pe iarnă, încă vreo 6 luni, ne-or distruge. Chiar m-am întrebat și eu dacă doamna Firea totuși e liberă de contract, cum să zice. O fi mers ea să-și plătească factura? Să o întrebe acolo unde își plătește factura, când plătește gazul. Doriți factura curentă sau ultimele două? Are ea habar de facturi? Păi cât a facturat la firmele prietene din București? Câte 10 zeci de milioane a facturat așa pe ochi frumoși? Să mai uită ea la 3-400 de lei cât o fi factura la gaz pentru submarinul lor din voluntari? Că în voluntari nu cred că sunt așa mari cheltuielile pe gaz, electricitate. Poate pe internet, că s-a filmat ultima dată din bibliotecă și poate atunci i-a crescut factura. Da.
A spus că n-are ce să-și reproșeze, doar faptul că a avut să facă prea multe deodată pentru București, în asta a zis doamna Firea. Bă, asta e ca și în bucătărie, când vrei să faci și supă, să faci și sarmale, și prăjitură, și ai numai două ochiuri la aragaz. Și atunci ce faci? Dai la o vecină să-ți facă, să-ți coacă cozonace și apoi ce iese, iese. Iese o mare minciunică. Dar, totuși, domnul Ciolacu, pentru a o compensa pe doamna Firea, Ciolacu, șeful interimar de la PSD, i-a promis un loc eligibil în Parlament. Să fim serioși. Ei, doamna Firea de Parlament, după ce a fost șefa Bucureștiului, nu cred. Se va relaxa 4 ani și va candida pentru președinția României. 4 ani are ce face, își redecorează casa submarin, îl iubește pe soțul Pandele, care apropo a câștigat și la 5-lea sau 6-lea mandat cu 70% voluntari, a tras o cruce mare și a zis că mai atrag moaște. Vedeți? În unele localități, mai ales din Transilvania, primarii se ocupă cu atrasul fondurilor europene, cu atrasul banilor nerambursabili. Domnul Pandele, în voluntari, atrage moaște. Cât mai multe moaște și ce nu poate atrage, dacă nu le poate atrage, trimite lumea în pelerinaje. Vedeți, e un pic de diferență între aceste colțuri ale țării. Pandele, totuși, ține la soție, se vede și în declarațiile publice, a zis, zice, domne, să ai o găină care îți face 4 ouă pe zi și tu să nu-i dai de mâncare? Adică, cine nu-i dădea de mâncare? PSD-ul care era la guvernare și doamna Firea, o găină. Acum, nu știu ce i-o fi zis după interviul ăsta, doamna Firea, m-aș simți confortabil să mă facă soțul găină. Adică ce, dau mult din cioc, scurg pământul cu picioarele, nu știu, făcea 4 ouă pe zi. De aici și se explică problema ei la colon. Da, i-au găsit o sârmă în colon, de ce, că făcea 4 ouă pe zi și pesediștii au băgat sârma în să mai scoate și pe al 5-lea. Vedeți că nu orice se poate în ziua de azi. Și baronul Mariano Prișan de la Vrancea s-a retras și a zis că toată munca sa, toată opera sa, toată cariera sa a pus-o în slujba județului Vrancea. Urâtă slujbă! Urâtă slujbă! Fără Tatăl nostru, fără Îngerel, urâtă slujbă! Și Ion Ștefan Grindă, ministru de la dezvoltarea, candidat la Focșani, n-a reușit să iasă, probabil că nu s-a uitat acum spre grinda casei, ci s-a uitat spre postul din minister, care e puțin periclitat. Dar totuși PNL-ul a câștigat Consiliul Județean, nu, a câștigat primăria în Oltenița. Leagănul civilizației. Ne tot întrebăm noi din ce ne tragem, din daci, din traci, ce profil avea omul de piatră din care ne tragem noi, în loc să-l căutăm pe Nenelu Iliescu, care s-a născut în Oltenița, în urmă, nu se știe, dar înainte de Hristos. Deci s-au petrecut și surprize. Dar surpriza cea mare este că Becali nu mai iese de acum veci în presă să facă scandal. A zis asta un om de încredere, Meme Stoica. Meme Stoica e un fel de Codrin Ștefănescu, dar cu un pic de păr mai mult pe cap. Și cum Codrin Ștefănescu acum se irigează în purtătorul de cuvânt al lui Liviu Dragnea și Meme Stoica în purtătorul de cuvânt al lui Becali. Era să mai ia cu atac pe la inimă. Auzi, să nu-l mai auzi tu pe Becali din 5 în 5 minute la știrile ProTV. Că iar o mers CFR-ul mai departe. Mai au un meci și poate intră în Europa League, te-au o picat. Ei, în loc să zic ăștia de la sport, cum era normal, să înceapă cu victoria CFR-ului. Nu. Becali dezlănțuit. Mai aduce jucători de 15 milioane. Și acum să nu-i mai auzi minciunile lui, iar o să-l țină o săptămână, maxim două, așa la început de octombrie, iar iese el în presă. Că nu se poate abține, ăsta e Becali. Dacă Becali nu este în presă, Becali nu există. Da? Da, ziua mondială a cafeluței, v-ați băut-o deja de 9 minute, ați mai pus încă una la foc. Și ziua internațională a inimii, știți voi, salutul din inimă, propus de ăștia de la OMS, de la Organizația Mondială a Sănătății. Nu ne mai salutăm cu pumnul, cu cotul, cu nu știu ce, inimă, grijă mare la inimă. Pentru că inima este motorul organismului. Să ne mai facem câte o analiză, să mai vedem de noi, că nu se știe. Când ne ducem, e prea târziu. Așa-i, forțăm inima la tinerețe să iubească prea mult
Și când mai trecem un pic spre partea cealaltă a vieții, nu mă ne mirăm că mai dă pit pala cu rateuri. Așa că vă doresc o zi plăcută, înminesmată de aburii cafelei, dar să nu uităm să ne mai facem și câte o analiză. Dacă tot s-au schimbat prin locurile esențiale primarii în țara asta, se schimbă și stilul de conducere, să ne schimbăm și noi un pic stilul de viață, ca să ne mai putem urmări aici de luni până vineri, fiind sănătoși. Numai sănătate vă doresc, la inimă și la alte organe.